Ziua. Numele meu este Alexandru Stănescu, sunt Data Analyst Provider și Tableau Certified Associate. Astăzi vreau să vă arăt cum putem aplica regula Benford pe superstorile Tableau, mai specific pe vânzări. Ce este regula Benford? Este o lege statistică care spune că primul caracter al tranzacțiilor, al datelor numerice, în principal neapărat tranzacții, urmează o anumită distribuție. Cifra 1 apare în general cam 30% din cazuri, iar cifra 9 apare în proporție de 4,5%. Regula Benford e folosită pentru a detecta fraudă, fie de taxe, de credit card, de tranzacții bancare, chiar a fost folosită și pentru a detecta fraudă electorală. E folosită și pentru a dovedi sau nu anumite studii științifice. Și în state chiar acceptată ca probă dacă poate fi dovedită într-o judecătorie, în cazuri de fraude bancare, să zicem. Ok, cum creăm vizualizarea? Prima oară trebuie să creăm un calculated field pe care o să-l numim Sales First Digit, adică să izolăm primul caracter al vânzărilor și o să scriem left de str sales below. Practic adumi prima poziție a vânzărilor din partea stângă, adică prima cifră. Îl aducem la coloane și vedem că avem de la 0 la 9. Regula Benford nu se ocupă de 0, așa că o să excludem 0 și avem de la 1 la 9. Acum, dacă ne aducem Number of Records, să vedem toate tranzacțiile, Occhiometric, asta este regula Benford. Putem face și un percent of total pentru a vedea distribuția și observăm 30,87 pentru 1 și 4,38 pentru 9. Deci, urmează regula Benford. Dar vreau să aduc și valorile regulii Benford în vizualizare. Să facem un alt calculated field, pe care o să numim Benford. Benford's Law Sales și formula este următoarea. Log int de sales first digit plus 1 minus log int de sales first digit. Și această formulă va da distribuția Benford. Apare la măsuri. Tablou agregând date, trebuie să ne ocupăm un pic de ea, și anume default properties, nu vrem să fie sum, vrem să fie minim. Și number format să fie procent. Și acum dacă o tragem pe rows, obținem jos. Putem da right-click din nou pe ea și să facem dual access. Dăm right-click pe a doua axă și dăm synchronize. Și acum să modificăm puțin culorile și marcul. Number of records poate să fie bară. Și acolo Benford să fie Gantt și o altă culoare eventual. De exemplu, verde. Ok, și aici vedem. Cu verde este regulul Benford, cu gri este distribuția de vânzări și vedem că vânzările urmează regulul Benford. Cum ar arăta în cazul în care nu ar urma regulul Benford? Datele acestea superstar sunt totuși dummy data generate de oameni, dar overall sunt ok, dar evident nu pot fi ok în anumite subcategorii sau specificități. Dacă luăm subcategorii și îl punem la filtre și ne uităm la machines, aici nu urmează regulul Benford. Deja aici poate să mi se ridice un semnal de alarmă. Ok, de ce nu sunt atâtea tranzacții cu cifra 1 și sunt mai multe cu 3 sau cu 6 sau cu 4? Și poate să fie un semnal mare de alarmă în sensul în care aici se întâmplă o fraudă sau cineva încearcă să spele niște bani eventual. Oamenii, în general, nu pot să facă date, să urmeze distribuția asta geometrică și tind să le facă ori uniforme, cum sunt astea trei, ori distribuție normală gaussiană. Da. Nu pot, creierul uman nu poate concepe să facă date în stilul acesta de distribuție. Și așa pot detecta fraudă. Mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, nu uitați să ne scrieți.